Haideți să începem gala cu un material. Nu cu unul dintre voi. Hm? Da, okay. Andreea. Cine a fost astăzi? Astăzi, în săptămâna asta, în vizite la noi. Ador. Ador. Ah. Vedem un material cu el? Da. Ne-e dor. Da? Hai. Chiar am și uitat. Emanuel, fii atent. Sunt frumoase fetele. Sunt foarte frumoase. Puțin cam sexy. Fata care avea ruși pe buze era puțin cam sexy. Aia blondă? Nu, era o fată cu ruși roșu. Era puțin cam sexy. Adică, dacă eram ca să-i spuneam asta, dar nu mi-am permis că era. Dar era sexy, adică îmi plăcea, dar chiar era sexy, a fost bun. De Andreea zici? Nu știu cum o cheamă, fata care cântă, cred că e fata care cântă. Era puțin cam sexy. Puțin cam. Eu am avut o discuție cu Jador și în afară și... Da, știu că v-am filmat. Exact, și eram acolo. Și acolo. Nu știu, bine, el glumea, era așa glumeț, dar și prin materialul ăsta mi-am dat seama că el chiar vorbea serios. Eu am luat-o tot așa, ca o glumă. Dar sunt sigur că... Deci toate momentele astea de gelozie, de... Le e ca glume? Toate momentele astea care par drăguțe și cu siguranță îi plac și Andrei, nu sunt deloc serioase din partea ta? Deci, în primul rând, mie nu mi-e frică ca Andreea să facă ceva. Eu mereu am repetat chestia asta pentru că sunt sigur că ea mă place pe mine și văd sentimentele care mi le transmite mie. Dar problema este când în jurul ei se mișcă foarte mulți oameni, cum e și normal, poate să mă deranjeze pentru că eu știu cum gândesc băieții, mentalitatea lor. Și deși tu de altfel. Da, pentru că și eu am fost la rândul meu, recunosc că am fost și eu rândul meu, o persoană care poate se ducea și vrea să combine o fată. Și el cum e și foarte popular și cunoscut. Cucerească pe la un. Sau cucerească, na, vreau să zic. La o magie? Da, cu ceva vrăjeală. L-a combinat pe el și Jador cu magie. Nu mi-e frică că Jador a zis că a avut și are o relație aparent. Chiar, aș vrea să știu și ce crede fata ei în film. Fata lui. Dar am auzit pe Emanuel zicând zilele astea în casă cum că nu l-ar vedea pe Radu o amenințare când a făcut glumele astea. Că, na, nu se... Dar pe Jador l-ai vedea ca o amenințare. Sincer, da. Dar vă zic și de ce. Pentru că eu cu Andreea, ok, avem sentimente foarte mari, dar cine știe ce se întâmplă afară? Adică la modul că chiar testul cel mai mare este afară. Noi oricum ne-am făcut planul și am zis că e așa, dar să vedem cum ne comportăm și în afara casei. Corect, nu? Își dorește să facă un duet cu ea. Opa. Să cânte? Da? Nu, să joace cărți. Când vine vorba, da. Ok. Dacă o ajută și în cariera ei, foarte bine, chiar sunt foarte mulțumit, dar atâta tot, adică eu Emanuel, să fiu prezent. Emanuel, la o piesă muzicală se petrec anumite ore într-un studio. Da, și o să fiu acolo. Nu că te plictisești. Nu, o chemat-o singură la film. Hai cum să mergi, bro, la filmare. Te deranjează? Sincer, eu cum știi că Jador e foarte gagicar și are reputația asta, nu m-ar surprinde să-l văd că sare pe ea. Da, imaginați. Păi ce spune, lasă-mă, îmi place. Păi frate, bine, puțin cam sexy, puțin. Tu crezi că Jador, Andreea e singura fată cu care ar colabora, personalitate feminină, cum ăla a colaborat? Păi da, tu ai văzut ce a zis. Da, eu nu cred că niciodată nu ar face. Dar n-a zis că s-ar face. Niciodată, nu spui niciodată. Adică la modul că nu fac eu filme. Dar cine știe ce... Femei de femei, omul. E serios, sunt lucruri care îl fac. Da, am văzut multe femei. Dar hai să o luăm logic. E și el bărbat, e și el tânăr. Dar normal, dar câte dansatoare a avut în clipurile. Sigur se dă la ea. Se dă la ea. Nu, fiind un bărbat de puține cuvinte, am văzut foarte puține cuvinte, cred că Andrei nu i-ar plăcea de el. Chiar dacă el ar încerca ceva, nu cred că ar răspunde. Așa este. Îi plac bărbații vorbă rece. Eu sunt musulman. Poate ești și ce e rău în asta. Te accept. Nu știe cum devine mai lejer la era eron. Bine. Jale, o noapte îți dorești, Jadore. Nu știe cum își dă drumul la grad. Doamne, Andreea e foc rău de tot. Adică sunt sigur că mulți bărbați și din afară care se uită la această emisiune sunt foarte... Atrași. Atrași de Andreea. Sunt sigur că o să fie și în afară chestii de genul.
Și atâta tot. Și eu... cum a dat armă el. Da. Dar toate ieșirile astea ale tale pline de gelozie exagerată, e, drăguță, da, pe locuri haioasă, sunt reale sau nu? Eu când mi-am dat cu părerea despre toate fetele, eu chiar am fost sincer. Te-am întrebat ceva, da sau nu, Emanuel? Dacă sunt reale? Da. Ai evitat și mai devreme. Evit și acum? Din cam da. Putez. Adică, uneori, poate, nu știu, mie puțin gândul, îmi fuge gândul că s-ar putea întâmpla ceva, cum e și normal. Și când o trimiți așa de pe lângă oameni și zici... Nu, nu, hai că faza cu Radu de ieri am exagerat, adică recunosc, dar n-am înțeles contextul, pentru că se țineau așa de mână și râdeau și am văzut doar partea aia și nu înțelegeam ce, dar nu mi-e frică de Radu, adică, sincer. O schimb de energie. Ah, ok, gen să nu se... Am băsat-o Flavius. Să nu se transforme în... Da, și ești. Și Flavius s-a făcut schimb de energie. Nebunie. Noi n-am făcut schimb de energie. Doar prin privire. Uite, m-ar deranja dacă, nu știu, aș vedea că ea permite să o pupe cineva pe gât. Sau să facă ceva mai deplasat. Atâta timp cât e, nu știu, așa, o alintare, că ești frumoasă, că e așa, e ok. Adică nu-s la modul ăla de gelos. Dar... Dorin, Nicoleta, la ce eveniment mergeți după gală împreună? Chiar, chiar. Ne uităm la ce este și la cel mai apropiat, că nu vreau să duc prin frig. Oh. E cel mai aproape. Depinde cum ieșim de aici. Dacă ieșim bine, mergem la distracție. Dacă ieșim supărați, da, nu știu, merg la o piesă de teatru, plângem, sau la biserică, nu știu, vedem noi. Sine animate. Da. Unde ați vrea să mergeți prima dată când ieșiți de aici? Aș zice acasă. La cine? E un subiect sensibil. Păi da, asta da, pot să da, spun eu oricum, că e logic. Atâta timp cât plecăm de aici și plecăm împreună, Clujul e în drum spre casa mea, ca să zic așa. Deci e clar că ne oprim acolo. Puteți? Oprire. Si, două. Oprire. La SIC. Dar mergeți în Croația, nu? Păi, păi nu e că... O oprire. Nu e o oprire. Stăm câte zile vrea taxul acolo. Până simțim noi că, hai că omul vine, stă o leacă, dar după se ia și pleacă. Adică, na, dacă stăm cât vrea tata, nu mai plecați. Mutăm acolo. Păi da, da. Cum sunteți? Cum vă este relația? Eu zic că bine. Vă mai deranjează răutățile din casă? Mai sunteți afectați, Nicoleta? Așa, pe moment, da. Dar încerc, acum am și obișnuit într-un fel, dar pe moment, da, eu sunt mai supărăcioasă și sensibilă și pe mine mă deranjează. Săptămâna asta ați avut parte de răutăți din partea oamenilor de aici din casă? Păi nu știu, dar e posibil să fi avut și să nu le fi văzut. Am văzut că, sau mă gândesc că poate a fost niște comentarii atunci când i-am făcut cadou Nicoletei, am văzut ceva și în rest din astea, ce tot vin din nou. Ca de obicei. Crezi că ai auzit toate comentariile? Păi asta am zis, că 100% nu le-am văzut pe toate. Știu că sunt. Și dacă ar mai fi din partea cui ar fi? Bianca. Bianca, logic. Am văzut că și Alin a zis ceva. Ce, Alin? Păi discutau ei doi împreună. Nu știu. Da, Radu poate a zis ceva, după cum am ce înțeles, Alin? La faza cu testimonialul. Chiar nu știu cine și-ar mai putea da cu părerea. Deși aflăm dacă e. Vrei? Da. Pregătiți? Da. Maxim. Bine. Hai să privim. Eu știu că suntem într-o competiție aici, de-aia n-aș face competiție cu... Cine face cel mai frumos cântec. Da, și din astea. Și chestia asta cumva a venit după ce s-a scos ochii după faza cu inelul și așa și chestii. Deci nu la chestia asta în primele două luni sau în prima lună sau... Atunci poate n-avea bani. Aia n-avea bani până aia. Hai să fim serios. Nu. Cadou a fost foarte frumos. Eu aici nu pot să zic nimic. Nu, n-am zis. Nu zic că... Prezentare a fost. Da, nu zic că n-am fost sau așa sau... Mă rog, mi se pare ciudat că de ce a venit acum. Da. Asta e. După aia dacă vine cineva cu ceva mai mult decât... Așa, după aia el o să vine cu ceva mai mult. Înțelegi? Da. Sorin i-a zis că nu, că eu am găsit brățara... Dar era la același preț de colier. Adică eu zis și prețul, și toate chestiile, și tot asta față de noi. Adică aici. Să vă fie clar că nu e de la susținători. Da. Da.
Pot să spun în felul următor, eu nu fac nicio competiție cu absolut nimeni, mereu am obișnuit-o pe iubita mea cu cadouri tot timpul. Am făcut lucrul acesta pentru că aveam 5 luni de relație. Lucrul acesta era pregătit deja de ceva timp, pentru că voiam să fie ceva special. Bani am avut tot timpul, doar că pentru mine un cadou făcut din suflet nu stă într-un lucru material, dar am simțit că și ea își dorește ceva așa, mai special. Și asta este de ce acum, pentru că am avut 5 luni de zile, înțelegi? Și nu a fost nicio fază că vai după faza cu inelul, după faza de ce acum, sau gândiți prea multă strategie, prea multe chestii, prea multe lucruri. Gândim la fel ca tine, Sorin, tu la fel gândești și eu de nu v-am dată... Lasă-mă să termin, cum te-am lăsat niciodată... eu. Ai vorbit destul acolo și m-ai plictisit. Eu nu v-am comentat niciodată cadourile voastre, niciodată. Nu-mi pasă. Nu le-am comentat. Eu am spus că cadou este superb, am spus că brățara este superbă, toate dubiile s-au născut în modul în care tu l-ai prezentat.